Două locuri 2 și un loc 3 sunt rezultatele obținute la trofeul Valea Regilor de copiii din zona Reghin care practică fotbal. Competiția s-a aflat la cea de-a doua ediție și a avut loc la Gurghiu, sâmbătă și duminică. Athletic Kids Gurghiu a urcat pe podium prin locul 2 obținut la categoria 2003 și pe 3 la categoria 2006. Best Kids Reghin a fost la un pas de câștigarea turneului de 2006, dar a pierdut finala în favoarea celor de la Kinder St. George de Mureș. Final de turneu, trofeul Valea Regilor. Peste 20 de echipe s-au întrecut sâmbătă și duminică la cea de-a doua ediție a competiției organizată în principal de Clubul Sportiv Athletic Kids Gurghiu. Meciurile s-au disputat în localitatea Gurghiu pe două categorii de vârstă, copii născuți în 2006 și în 2003. După partide aprig disputate, turneul de 2006 a fost câștigat de Kinder St. George de Mureș, care a întâlnit în finală veșnicul adversar Best Kids. Reghinenii s-au clasat pe locul al doilea, iar pe trei au fost mici fotbaliști de la Athletic Kids Gurghiu. La categoria născuți în 2003, podiumul arată astfel. Pe locul întâi, Gloria Bistrița, pe locul al doilea, Athletic Kids Gurghiu, iar pe trei, CSS Brașovia. Turneul de pregătire a făcut parte din Cupa Sporting 2015, organizată în colaborare cu CSS Reghin. Competiția va continua în acest sfârșit de săptămână cu alte categorii de vârstă, iar meciurile se vor disputa în Reghin. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!